Bine v-am regăsit la o nouă ediție de promovare electorală a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi, domnul Lucian Marius Paraschiv, candidat PNL la primăria Valea Călugărească. Bine v-am găsit, domnule Paraschiv. Bine v-am găsit. Așadar, candidatul PNL la primăria Valea Călugărească, îi fac eu un scurt intro, 35 de ani, de la vârsta de 21 de ani conduce afaceri în domeniul alimentației, construcției și agriculturii. O să vorbim despre acest... spun eu, interesant detaliu imediat. Este economist de profesie, absolvent de ASE, căsătorit, 2 copii și acum intrăm direct în subiect. Știu că în localitate sunteți cunoscut sub, hai să spunem așa, porecla, denumirea de Gheparul. Ne puteți spune de unde vine, de unde vine numele ăsta? Sună așa, duce spre ghepar, dar n-are nicio legătură cu animalul, nu? Bun. Gheparul de la ce vine? Gheparul este numele firmei, afacerii. Da. Practic este numele tatălui meu. Îl chema Gheorghe Paraschiv și de aici a devenit Ghepar. Și așa sunteți cunoscut în localitate. Da. Bun. Aveți magazinele de pe marginea DN1, aveți și, să spunem așa, business în zona asta de construcții și agricultură. O întrebare la care chiar vreau să-mi răspundeți sincer, dacă sunteți implicat în vreun fel în afaceri grase, cu ghilimele, cu statul. Nu știu, aveți contracte cu instituții de stat, contracte mari, asta pentru a elimina, să spunem, ipoteza celor care cred, domne, un om vrea să intre din zona business-ului în politică ca să facă și mai mulți bani. Aveți, nu știu, încheiat contracte cu Consiliul Județean, cu ministere, cu... Nu se pune problemă. N-am avut până acum și nici nu cred că o să am, pentru că afacerea e afacere, nu consider că trebuie să amestec afacerea cu politică. Bun, în cazul în care dumneavoastră veți câștiga primăria, are cine să preia afacerea astfel încât dumneavoastră să vă dedicați exclusiv zonei de administrație? Afacerea, din punctul meu de vedere, este foarte bine pusă la punct. O întrețin odată împreună cu soția mea. Ea știe ce are de făcut, e pusă pe roate. Dânsa va avea de tras. Apropo de familie, aveți 2 copii, sunteți căsătorit. Nu știu, care a fost în momentul în care v-ați dus și i-ați comunicat soției? Uite, aș vrea să candidez la primărie. Care a fost reacția dânsei? Sau, nu știu, v-a încurajat? Nu, soția mea știe că eu în viață vreau să arăt că pot să fac multe lucruri și multe lucruri bune, de-aia am și alergat pentru întreținerea afacerii și tot ce se întâmplă. Și am zis, băi, vreau să schimb ceva în localitatea asta, să o aduc în anul 2020, ca să fie precum o localitate europeană. Îmi doresc asta cu sprijinul cetățenilor. Este motivul pentru care dumneavoastră chiar m-am hotărât să candidez, da. Da. Mă uitam în... Și am toată susținerea ei. Mă uitam în, să spunem așa, în inclusiv postările dumneavoastră pe Facebook și spuneați că veniți în fața alegătorilor pe care îi așteptați la urne pe 27 septembrie cu o echipă tânără, motivată, capabilă să implementeze proiecte. Ne puteți spune în câteva cuvinte care este echipa de consilieri pe care o propuneți? Am o echipă tânără, determinată, să facă schimbarea localității, da. Schimbarea... Da. Sunt medici, practicanți, economiști, ingineri practicanți cu studii în afară, deci nu ingineri decât cu numele sau... Echipa... Profesioniști din domenii exact, diferite. Da, profesioniști. Da. Cum i-ați convins să vină alături de dumneavoastră? Nici eu nu știu, sincer să vă spun. Cred că m-au simțit că vreau să fac lucruri bune și au venit alături de mine. Ați reușit în afaceri. Așa cum spuneți dumneavoastră, veniți din zona privată unde business-ul merge. De ce mergeți către primărie? Că, practic, este totuși o responsabilitate. Ce anume doriți să schimbați, în primul rând? Ca idee, nu știu... În zona asta de confortul cetățeanului, infrastructură. Rând, mi se pare ca și comună, Valea Călugărească nu s-a dezvoltat exact ca și comunele din jurul nostru. Bucov, Urlați, Berceni, unde
am, de exemplu, am o afacere în Bucov. Îmi petrec anumit timp acolo. Sunt impresionat de ce s-a întâmplat acolo. Și în Valea tot stagnează. De aceea am luat această decizie să candidez. Consider că pot să fac anumite lucruri cu ajutorul Consiliului Județean, care este domnul Iulian Dumitrescu, cu ajutorul consilierilor, vreau să duc la bun sfârșit. Bun, aceste planuri. Pentru că oamenii chiar vor să audă soluții la probleme concrete, o să vă rog să tratăm punctual anumite probleme cu care se confruntă locuitorii din Valea Călugărească. Primul ar fi, primul punct, să spunem așa, arzător, ar fi siguranța atât a șoferilor, cât și pietonilor care locuiesc în Valea Călugărească în contextul pericolului de accidente destul de mare pe DN1B, tronsonul care tranzitează Valea Călugărească. Dacă ne puteți spune cam ce soluții ați identificat dumneavoastră pentru ca tragedii care, din păcate, s-au mai întâmplat chiar și recent, să nu se repete. Da, ca și soluții am identificat foarte multe, dar ca rezolvări nu prea avem. DN1 fiind al CNAIR-ului, trebuie să avem o legătură strânsă cu dânsii. Eu am purtat niște discuții la nivel județean, chiar și guvernamental cu cineva. În plan acum este să facă un sens giratoriu pe DN1. După părerea mea, trebuia cam cu 200 de metri mai înainte. Nu văd rostul acolo, dar da. Na, nu știu. S-a semnat contractul de fosta conducere. Mai știu că se va face o bandă de accelerare, decelerare stânga-dreapta la intersecția cu Valea Poenii. Consider că mai este necesară una, cel puțin în zona liceului agricol. La fel cum pentru siguranță treceri de pietoni în zona bisericii din Valea Popii și la intersecția cu Valea Largă. Iar nu este nicio trecere de pietoni, acolo fiind o foarte mare concentrare de populație. Acele separatoare de sens care au fost montate până la Chițoran, să le spunem așa, sunt benefice sau riscă să despartă comuna în două, cum s-a mai întâmplat în alte localități tranzitate de DN1? Dacă nu se fac sensuri giratorii, acesta care se va face, din câte știu, există un proiect și pentru un sens la intrarea în comună dinspre Bucov, în parteneria cu cei din Bucov. O să iau legătura cu domnul Savu, că mi-este coleg, și o să pun la punct și acest lucru. Separatoarele, dacă le pun în momentul de față, încurcă grav tot ce se întâmplă în Valea Călugărească. Oricum, Valea Călugărească, 80% din ea este linie dublă continuă. Deci n-ai un să întorci, să faci stânga-dreapta pe toată lungimea. Și atunci oamenii sunt nevoiți să încalce legislația rutieră, că altfel n-ai cum. Adică te gândești și dacă... Să mergi 7 km și să întorci cam... Peste mână, așa. Da, nu prea pot să... Iar, în special cei de la blocuri. Gândiți-vă că la blocuri sunt foarte mulți. De-aia spuneam că nu prea văd rostul la sensul actual. Dumneavoastră l-ați fi amenajat în zona blocurilor. În zona blocurilor l-aș fi amenajat, în zona parcului, blocuri cu parc. Consider că acolo e și un pic de curbă, oricum mașinile frânau, da. Vreau în sens. Nici nu trebuia... spuneți, am un lapsus. Când... Bun, dar haideți să o luăm așa. Nu trebuiau... desproprietăriți. Aha. Era parcul, e zona lărgită. Deci bun. E... Dar acele, să spunem, acele soluții care prin marcaje sunt, să spunem, implementate chiar și pe DN1 în alte localități, și anume, dacă vrei să faci stânga, să-ți oferă această posibilitate în zonele cu trafic intens, în zonele populate, să spunem, prin marcaje rutiere. Adică... Ați spus, în zona liceului agricol ar trebui un asemenea marcaj, în zona Valea Largă, în zona blocurilor, dacă nu se va muta sensul, da. Înapoi cu 200 de metri. Deci ar fi locuri în care s-ar putea face lucrul acesta. Automat. Dar nu s-ar putea, trebuie să se facă. Ca șofer, tranzitez destul de des Valea Călugărească, cel puțin noaptea, este foarte greu de văzut pietonii care se angajează în traversare. Chiar și în zonele, să spunem, unde există treceri de pietoni.
nu știu, un marcaj mai adecvat. Trecerea de pietoni nu sunt semnalizate din punctul meu de vedere corespunzător. O să mă gândesc la soluții legate de acestea. Știu că sunt multe, poți să le faci reflectorizante, să le pui lumini. Clar. Sunt multe soluții la aceste probleme. Bun, dar figurează în, să spunem, pe lista noastră de priorități. Că până la urmă, chiar dacă este drumul administrat de CNAIR, automat, siguranța cetățeanului și ce se întâmplă în Valea Călugărească figurează prioritar în lista mea de... Bun, vorbind de infrastructură, vorbind de drumuri, există și noi de la Observatorul Prahovean am publicat mai multe articole pe această temă, un pod de acces peste Teleajă între Berceni și Pantazii. Acum, calea respectivă, clar, nu este una tocmai modernă și sigură. Ați identificat, eu știu, o soluție cu celelalte autorități, astfel încât cetățenii din zonă să aibă o ieșire decentă către un drum de acces? Podul acela este foarte necesar pentru locuitorii din Pantazii, Dărvari, satele din sudul localității, pentru că ei trebuie să facă un ocol de vreo 20 de kilometri ca să ajungă la Ploiești, neputând traversa podul mașini gen Maxi Taxi, Salvarea, vă dați seama, ajunge cu o jumătate de oră, o oră în plus. Maxi Taxurile și-au redus programul că nu le convine să facă 20 de kilometri în plus. Acel pod acum acel pod acum nu poate fi folosit decât de mașinile mici. Decât autoturisme, da. Na. Înainte se putea, a pus o limitare de înălțime și l-a blocat de tot. Este foarte necesar podul. Am vorbit cu colega mea Cosmina, doamna primar de la Berceni, să găsim o soluție și pentru siguranță și pentru ca să poată să traverseze oamenii podul. Mai trebuie să vorbesc, bănuiesc și am informații, încă n-am stabilit, cu domnul primar de la Dumbrava și locuitorii din Dumbrava consideră necesară deschiderea podului sau refacerea podului, că scutesc foarte mult timp drum deci ar fi, la Ploiești. Ar fi un lucru bun nu doar pentru cei care stau pentru cei din Pantazii, da, ci și pentru ceilalți din comunele învecinate. Da, automat. Bun. Vă doresc succes pentru că, repet, este o problemă care ne-a fost sesizată de foarte mulți cititori care stau în zona respectivă. Traversăm o perioadă destul de dificilă, în care locurile de muncă nu mai sunt atât de ușor de găsit, mai ales din cauza epidemiei. Chiar sunt mulți care și-au pierdut joburile pe perioada aceea și cu greu și le-au mai recuperat. Dacă, mă rog, ca autoritate locală, puteți face demersuri astfel încât pe raza comunei să se dezvolte afaceri noi care să creeze locuri de muncă. Da, ce să spun eu, venind din mediul privat, este un proiect foarte important pentru mine. Consider că să facem un parc industrial, agroindustrial, nu industrial, ca să ajutăm și producătorii locali, în comună va aduce multe beneficii și la bugetul local și locuitorilor prin locuri de muncă. Mai m-am gândit la o chestie legată de drumul vinului pe deal, în colaborare tot cu primăria Urlați și cu primăria Bucov. Am observat că foarte mulți investitori sunt atrași de zona asta de turism. Să vină să investească, să facă pensiuni, da. Valea Călugărească cred că are potențial, dar n-are utilități, n-are... În foarte multe. Bun, și dacă primăria ar asigura infrastructura de utilități și de drumuri, credeți că îi veți face pe cei care au investit deja în alte localități limitrofe comunei Valea Călugărească să o facă și pe raza comunei? Nu cred, sunt sigur, pentru că noi avem acces la cale ferată, avem acces direct la DN1B. Sunt sigur de chestia asta că vor veni și nu unul, doi, foarte mulți să investească, dar să le asiguri gaze, canalizare, apă. Putem să le asigurăm și terenul? Da, cu siguranță ar fi consider că primăria dispune de terenul, mai ales în zona asta de sud aici, că poate e mai greu ca să... Absolut. Da, spuneați dumneavoastră de apă și canalizare. E o altă problemă din Valea Călugărească. Adică ce se întâmplă și nu doar acum, cred că de ani buni, în fiecare vară, cel puțin, atunci când consumul crește și nu numai,
cred că ați primit numeroase semnale și dumneavoastră, dacă locuiți în zonă, cu siguranță v-ați confruntat cu problema asta. Fac baie la ora 5, că la 7 nu pornește centrala din cauza presiunii. Da. Și stau în centru. Nu mă gândesc la deal sau în altă parte. Actualul operator, credeți dumneavoastră că e depășit? Nu, cred că e depășit. Cred că vede de cât interesul lui. Că el, din câte știu eu, v-am spus, n-am făcut politică. Da. Astea sunt informații pe care le-am cules de la oameni. Investițiile se fac de către primărie, el de cât vinde apa și casează bani. Am înțeles. Nu e tocmai corect. Dar haideți să o luăm așa. Sunt două variante. Ori un alt operator privat, iar unul dintre contracandidații dumneavoastră indica Hidro Prahova ca fiind soluția, ori înțeleg că dumneavoastră aveți o altă propunere. Nu Hidro Prahova, ci o altă și variantă. Și actualul operator. Și alt operator, dacă va veni Hidro Prahova, cum a spus dumneavoastră, oamenii trebuie să înțeleagă că el nu vine acolo să bage bani de la el. Vine, bagă bani și ea o să ia tot din buzunarul cetățenilor, că el trebuie să funcționeze pe profit. Eu consider că ar trebui făcută o firmă a comunei, gen Apă Canal Valea Călugărească, în care și în ziua de azi v-am spus că Valea Călugărească face investițiile, dar noi să încasăm banii, îmi asum un risc cu chestia asta, pentru că atunci când ori avea probleme, oamenii nu o să zică, a, e Jovila, nu știu ce, a, e primarul, îmi asum. Asta nu știu dacă se poate face într-un an, doi, dar în perspectivă, cred că e cea mai bună soluție. V-ați, nu știu, ați făcut niște studii cum se întâmplă la alte localități, adică este o rețetă de succes în care primăriile care au recurs la soluția asta sunt mulțumite, nu știu, ați discutat cu alți primari în funcție? Este o rețetă de succes, dar v-am spus, are și dezavantaje. Rețeta de succes este că încasezi tu ce consum, tarifele sunt mai mici, angajezi oameni că îți trebuie mentenanță la conductă, dar și dezavantajele, v-am spus, sunt foarte multe. Vi le asumați. În caz de ceva, tu ești primul răspunzător. Da, dar cred că există soluțiile tehnice astfel încât o avarie, să spunem, să poată fi rezolvată mult mai ușor decât se întâmplă acum. Dacă o firmă poate, noi de ce n-am putea? Bun. O altă problemă, în multe sate din Valea Călugărească, cred că sunt multe localități în situația asta, nu au gaze. Pentru o comună cum e Valea Călugărească, aflată la cât? 10 km de Ploiești? Da. E rușinos. Eu pot să vă răspund din perspectiva mea, că v-am spus, dacă nu... Tot la fel, din ce știu, s-a semnat un contract de către fosta conducere, e în derulare, pentru a alimenta cu gaze localitățile din sudul comunei. Dărpar, Cozlești, Pantazii și Radila. Ceea ce nu mi se pare mie ok este că acest contract este finanțat 97% din... 93%, scuzați-mă. 93% din bugetul local, ceea ce mi se pare foarte mult. Nici nu știu dacă au bani ăștia în buget. În buget. Așa. În condițiile în care informațiile care le-am, adică știu 100%, există acum un program, programul se numește BRUA. Da. Este finanțat din fonduri europene, în colaborare cu Transgaz, în valoare de 234 de miliarde de euro, pentru alimentarea cu gaze a tuturor localităților. A, și ar fi o variantă care să nu împovoreze bugetul local. Este dată guvernul, numai că timpul este foarte scurt. Am înțeles că până în decembrie se poate depune. Broa asta e Bulgaria, România, Ungaria, Austria. Este în colaborare cu Transgazul. Dar asta ar însemna ca administrațiile locale să se miște foarte repede, exact, nu? Să depună proiectele. Deci el este în derulare, este deschis acum. Da. În momentul de față. Decât să dai 93% din bugetul local să alimentezi cu gaze, mai bine te miști o săptămână, zi și noapte și iei banii. Da, asta cu fondurile europene, cred că e o problemă cu care se confruntă, din păcate, foarte multe primării, deși este o sursă foarte bună pentru comunele, că nici Valea Călugărească nu cred că este o comună tocmai bogată din punct de vedere al bugetului, adică nu are un buget ca precum Blejoiu sau Brazu, da, care să zică, domne, am un buget suficient de mare încât să suport din el în lucrări de infrastructură. Fondurile astea europene ar putea fi accesate, de exemplu, de primărie,
dacă și-ar face un departament propriu pentru așa ceva? Ar fi aceste fonduri cred că pot fi accesate și dacă și-ar face primăria un departament propriu, dar să aibă oameni competenți. Da. Dar la fel fiind administrație, poate să facă contract cu o altă firmă care poate să-i acceseze fondul. Da. Deci, da, soluții ar fi. Soluții sunt. Da, trebuie și voință. Aici, aici la voință e mai greu. Fiind comună, mediul rural, cu siguranță oamenii sunt mult mai credincioși decât în mediul urban. Și asta cred că și dumneavoastră o știți. Înțeleg că există o mare problemă cu capela bisericii din zona blocurilor, corect? Unde, să spunem, ar trebui... Nu există o mare problemă, nu există capelă. Bun. Ce credeți dumneavoastră? Ar trebui primăria să susțină financiar o astfel de investiție? Că de obicei și oamenii se mobilizează, însă dacă nu vine și un sprijin de la primărie... Eu stau chiar lângă biserică, acolo locuiesc. Și am văzut des oameni care merg la nuntă și au fost nevoiți să stea cu oameni care plâng mortul în același loc, că nu aveau unde să bage. Da. Să plângă mortul. Unul la nu imagine biserică. Tocmai plăcută. Exact, adică nu cred că este o sumă așa de mare să construiești o mică capelă ca să poți să ții decedații înăuntru. Da, mai ales că acum, cred că există da, și obligatorie exact, da, da, da. Chestia asta. Da, la Valea Călugurească, cred că nici la sate nu sunt capele. Da, cu siguranță. Adică dacă nu e în centru, sigur, la sate nu. Da. Probabil în alte sate au fost preoții mai gospodari. Da, mai gospodari. Ce să zic, vă doresc succes. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă doresc succes în aceeași măsură în care o spun tuturor celor care... iau loc în acest studio. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc multă sănătate.